1-2, 1-2, probă de microfon. Sunt profesor Radu Nicolae și astăzi vin din nou în atenția dumneavoastră cu un gând bun. Când spun managementul schimbării, schimbarea ne însoțește pretutindeni. Ne dorim să fim mai buni, privim de fiecare dată către cei din jur. Considerăm că mulți dintre cei din jurul nostru sunt mult mai buni decât noi, dar uităm că și noi avem calități și noi avem posibilități de dezvoltare personală. Ce ne lipsește în schimb? Privind din perspectiva cursului de astăzi și a întâlnirii noastre în program analitic, în parcursul analitic oferit de fișa disciplinei, firesc, am putea să spunem că ne lipsește poate puțin curaj. Este o vreme a schimbărilor, este o vreme a efortului pentru adaptare, este o vreme a imprevizibilității, v-am putea spune, și dacă gândim în momentul de față în ceea ce înseamnă un management de succes, înainte de a avea rezultate din punct de vedere contabil, să-i spunem cu ghilimele de rigoare, cred că rezultatele ar trebui cuantificate în ceea ce înseamnă potențialul fiecăruia dintre noastre, fiecăruia dintre noi. De ce spun potențial? Pentru că sunt oameni foarte valoroși în ziua de astăzi, sunt oameni cu virgulă calități certe, oameni cu determinare, oameni cu entuziasm, oameni cu dorință de a construi ceva în această țară, dar din păcate, poate, dintr-o anumită prudență, explicabilă până la un punct, dintr-o anumită teamă de eșec firesc, acești oameni nu reușesc să iasă în față. De ce nu-i vedem în față? Observăm că în momentul de față mass media, social media, promovează tot felul de, haide să-i spunem, vectori informaționali, cu ghilimele de rigoare, vectori informaționali, oameni care fac din anormalitate normalitate. Ce înseamnă România în anul 2020, ce înseamnă acest COVID-19, care de 7 luni efectiv marchează existența și dezvoltarea unei țări, ce înseamnă, nu dincolo de toată această criză amplificată mediatic, dacă îmi puteți spune, și aici nu vreau să fiu, Doamne ferește, niciun motiv pentru polemici, dar o criză amplificată cu mult peste limitele unei normalități. Foarte important ar fi fost comunicarea, foarte important ar fi fost, gândind din perspectiva managementului schimbării, această comunicare interinstituțională în care mesajele să fie pertinente, mesajele să fie congruente, dacă îmi puteți spune, și unitare. Ce observăm? Observăm decidenți în zona de politic, nu spunem din zona de social politic, în momentul de față, care se contrazic în mass media, pe social media, încercând să spună unul un punct de vedere, celălalt un punct de vedere. Așa am ajuns la niște cifre halucinante, niște diagnostice care efectiv înfioară oameni dintre semenii noștri, de fapt, nu putem spune numai oameni, semenii ai noștri care se sting în spitale, fireți cu multiple alte diagnostice, dar care sunt subsumate acestui diagnostic crunt numit COVID-19. Ce înseamnă un COVID-19, ce înseamnă un diagnostic, ce înseamnă un act de deces încheiat fără o necropsie, este iar greu de privit. De ce fac această divagație de la subiectul și de la întâlnirea noastră? Pentru că vorbim de managementul schimbării, vorbim de performanță, dar pierdem din atenție, pierdem poate lucrul cel mai important, și anume relevanța, utilitatea, importanța omului. Omul înseamnă valoare în ziua de astăzi și nu întâmplător. Israelienii, chiar excelența sa, ambasadorul statului israelian la București, David Varanga, într-un interviu interesant în Financiarul, chiar insista că cea mai mare bogăție a unei nații, a unei țări, înseamnă oamenii, înseamnă omul, și acest lucru nu face decât să oblige la investiții în ceea ce înseamnă dezvoltarea potențialului propriilor cetățeni. Cât este de reală această investiție, ce observăm în momentul de față, observăm oameni care, semeni de-ai noștri, dumneavoastră sunteți o dovadă în plus în acest sens, semeni care urmează 2-3 facultăți, care au ajuns la un master, care excelează prin studii doctorale și care își află destul de greu, cu multă greutate, un loc de muncă. Întâlnim semeni de-ai noștri care, efectiv, cu 2 facultăți, am cunoscut un astfel de exemplu, facultăți oarecum, să-i spunem noi, neadaptate cerințelor de piață, filozofie, una dintre ele, și cealaltă, tehnologia materială. Un astfel de om a ajuns să fie vânzător la Carrefour. Nu aș pune sub semnul întrebării că ar fi jenant să muncești la Carrefour, dar este cu mult sub posibilitățile acestui om să activeze, să lucreze în acel supermarket. De ce lucrează în acel supermarket? Poate mulți dintre noi sau mulți dintre dumneavoastră a spune, poate acceptă o realitate și nu îl mai interesează viitorul. Nu. Aș spune poate că datorită problemelor de familie, poate datoriilor care bat la ușă, poate neputințe de a-și afla un loc de muncă multă vreme, poate neputințe de a asigura medicamentele părinților sau familiei. Lucrurile sunt crunte. Uneori ajungem să acceptăm să fim plătiți pe
sub valoarea noastră, dar să ne bucurăm că avem un loc de muncă. Ce înseamnă un loc de muncă? Vorbim despre managementul schimbării și vorbim, firesc, despre o așteptată schimbare într-un sens pozitiv. O schimbare care să aducă performanță, o schimbare care să aducă, așa zisă, bună stare. Dar ce înseamnă această schimbare? Schimbare înseamnă, dincolo de toate, efort, înseamnă imprevizibilitate. Când cineva pierde, cineva câștigă. Știți foarte bine că în industria de apărare, și nu numai industria de apărare, haideți să o numim industrie de război, se numește fiecare dată anumite ținte, zone de interes. Ori în momentul în care o piață de desfacere, o industrie nu are piață de desfacere, atunci se poate ajunge și la un război, tocmai ca să existe această piață de desfacere. Ce mai are România în momentul de față? Privim din nou managementul schimbării. Privim înainte de 1989, privim după 1989 și fără să încerc să invit în momentul de față la nostalgii sau la discuții care se determină interpretări greșite. Istoria este a noastră oricum. Am terminat facultatea de istorie, sunt absolvent și al facultății de istorie și al facultății de psihologie, Academia Națională de Informații, și firesc că sunt obligat să iau un calcul atunci când privesc pe viitor, să înțeleg ce înseamnă trecutul, și trebuie să înțelegem ce înseamnă trecutul, ce înseamnă prezentul, și firesc să ne orientăm cu mai multă putere de adaptare spre ceea ce înseamnă viitor. Ce înseamnă o industrie înainte de 1989? Așa cum era mamut sau nu, așa cum era numit mamut cu picioare de lut, o industrie care nu performa, o industrie care îngloba, să spunem, datorii cu ghilimele de rigoare, în condițiile în care România nu era pe datorie externă, această industrie avea totuși un rol pozitiv, și anume asigura viața de zi cu zi, asigura locurile de muncă pentru proprii cetățeni. Oamenii erau, să zicem, încadrați în aceste sectoare de activitate. Firesc că odată încadrat într-un sector de activitate, odată încadrat într-un minim de venit sau într-un venit minim, aveai și posibilitatea să gândești la prezent și viitor. Ce se întâmplă în momentul de față, în condițiile în care nu ai resursele necesare pentru existență, nu ai resursele pentru a-ți asigura traiul de pe zi pe alta, nu ai resursele să gândești la viitorul copiilor, realitatea este cruntă. Ce se întâmplă într-o astfel de situație, nu putem decât să aflăm răspunsurile la fiecare dintre dumneavoastră. Realitatea este cruntă, spuneam mai devreme, pentru că vorbim despre optimism, vorbim despre încredere, vorbim despre speranță. Ori atunci când nu ai o bucată de pâine, atunci când nu știi încotro să te îndrepti, atunci când vezi că valorile de fapt sunt promovate prin non-valori, îți pui întrebarea încotro. Cu această introducere, să-i spunem noi, cu acest preambul al întâlnirii noastre de astăzi pe managementul schimbării, am vrut să insist și vreau să insist cu ajutorul dumneavoastră asupra unui singur aspect. Nu putem să înțelegem managementul schimbării, nu putem să vorbim despre o psihologie a dezvoltării sau despre o dezvoltare personală, să-i spunem, într-un cadru autentic, fără să luăm în calcul și importanța istoriei sociale, respectiv a realității sociale. Dacă nu înțelegem realitatea în care trăim, dacă nu înțelegem ce înseamnă manipulare, ce înseamnă dezinformare, dacă nu înțelegem ce înseamnă absența sau lipsa, să-i spunem, cu desăvârșirea sentimentului de rușine. Și când spun sentimentul de rușine, nu numai în relația cu autoritatea, dar mai ales în realitate în relația cu părinții, cu oamenii în vârstă. Dacă nu mai avem aceste considerente și nu mai avem această teamă, dacă o putem numi cu ghilimele de rigoare, față de Dumnezeu, mă întreb la ce ne mai așteptăm. Nu vreau să facem în momentul de față un prodomo pentru antropologie culturală. Este un alt subiect și este un alt domeniu de cercetare. Îmi doresc împreună să găsim răspunsuri unor teme de mare interes, respectiv managementul schimbării într-o realitate socială. Vrem să schimbăm. Ce să schimbăm? Pornim schimbarea gândind către organizații. Ce înseamnă organizații în momentul de față? Nu voi insista pe tipologia organizațiilor, vom avea posibilitatea să discutăm și despre acestea, dar ce înseamnă, dincolo de toate, o organizație fără scopuri comune, fără valori comune, fără interes față de proprii angajați? Dați-mi voie ca atunci când fac referire la organizație să privesc lucrurile din două perspective. Respectiv să-l privesc dintr-o perspectivă a sistemului bugetar, al sistemului sectorial de stat, cum era numit în trecut sau la începutul anilor 90, și firesc într-un mediu competitiv, într-un mediu de performanță, într-un mediu specific multinațional. Ce înseamnă multinațională? Dezvoltă cultură organizațională, investește în oameni, valorifică potențialul uman? Pun doar aceste întrebări, dumneavoastră aveți deja răspunsurile. Dar avem tipuri de comportament, privind din perspectiva multinaționalelor, tipuri de comportament dezvoltate numite orcalholic. Orcalholicul cunoașteți foarte bine că este și prima treaptă pe ceea ce înseamnă epuizare, epuizarea psihică, epuizarea fizică. Am avut cazuri la un moment dat, Ernest Young fiind una dintre companiile cunoscute în momentul de față, cu reprezentanță în România, unde un angajat al acestei firme s-a stins la locul de muncă în condițiile în care lucra cu neîntrerupere de câteva zile și nopți. De ce oare un astfel de comportament? Pentru că, se spunea, firma înainta proiecte care trebuiau rezolvate.
unde înseamnă linia de normalitate, ce înseamnă anormalitate. Parte dintre dumneavoastră sunteți psihologi. Ați terminat facultatea de psihologie și firesc că înțelegeți că normalitatea de astăzi este în fapt anormalitate. Să gândești pozitiv este un risc în momentul de față. Să te exprimi sentimentele cu adevărat față de o anumită persoană, față de valorile unei instituții, iar este un pericol. Să îndrăznești să spui că ești un patriot și că în momentul de față crezi într-o Românie poate fi un pericol. Încă o dată insist, nu facem politică, nu determin la abordări, să-i spunem noi, constructive dintr-o perspectivă a aparențelor, ci vreau să punem punctul pe ei împreună. De ce punem acest punct? Pentru că nu sunteți viitorul acestei țări. Viveți pe dumneavoastră, iar în acolo unde veți activa și îmi doresc să activați cât mai sus, vocea dumneavoastră trebuie auzită. Trebuie să credeți în valoare, trebuie să credeți în promovarea celor din jur, trebuie să faceți un corp comun sau să facem un corp comun cât se mai poate de a stopa ceea ce înseamnă egoismul, ceea ce înseamnă individualismul și, în ultimul rând, ura. Nu vorbesc în momentul de față de o invidie. Deja am exacerbat legat de acest aspect. Nu mai există invidie, există ură. Atunci când un om îi merge bine, când un om își etalează posibilitățile materiale, atunci când un om dovedește cumva speranța pentru ziua de mâine și crede într-un scop care spune voi fi un om bogat, în loc să primească susținere, încredere, în loc să fie participativ. Într-un comun al valorilor, este izolat, este stigmatizat, este arătat cu degetul și împins într-o situație oarecum hilară spre cabinetul psihologului, spunând: domne, are o problemă, crede că va fi un milionar. Pe cine deranjează faptul că noi putem să visăm? Atunci când nu mai visezi, se spune că ți-ai rupt aripile, ți-ai frânt aripile și nu numai atât, ți-ai închis viața. Pe cine deranjează că putem să visăm cu ochii deschiși? Firesc, nu putem să visăm cu ochii deschiși în realitatea socială existentă, să visăm a la lung. Putem avea momentele noastre de meditație interioară, de căutare, de stimă de sine, să spunem, de consolidarea stimei de sine, care este foarte important atunci când vorbim despre schimbare și mai ales despre permanentizarea sentimentelor în ceea ce înseamnă dezvoltarea noastră. Ori dacă noi nu avem aceste valori, dacă noi nu credem în aceste lucruri, foarte ușor cineva poate să intervină în parcursul nostru, în evoluția noastră, în credința și în speranțele noastre și să spună: ba scâmpii, nu ești capabil, nu ai nicio direcție. Prin urmare, aduci non-valoare instituției mele. Unde se întâmplă un astfel de lucru, vreau să cred că nu se întâmplă nici în instituțiile sectoriale de stat, respectiv în sectorul bugetar, dar vreau să cred mai ales că un astfel de lucru nu este permis la nivelul corporațiilor multinaționalelor care au potențial și care trebuie să dețină acest potențial pentru a investi în oameni. Tehnologia este prezentă. Robotizarea ne însoțește în viața de zi cu zi. A fi robot în momentul de față, acest aspect se transferă și la nivelul persoanei, a individului. Omul începe să gândească oarecum în niște paradigme, să-i spunem noi, tehnologice, dacă îmi permite să pun și ghimele de rigoare, crezând că dacă subsumează unui concept general, așa zisului curent, așa zisului val, în special orientându-se de unde bate vântul, va fi și agreat. Știți foarte bine și în aspecte de psihologie socială, și nu insist aici asupra elementului de psihologie, în momentul de față dumneavoastră, fiind deja bun cunoscător al acestui segment, se pune problema de cele mai multe ori. Cine are succesul în viață? Cine reușește să depășească anumite conveniențe sociale și să tindă spre performanță, o performanță cu ghilimele de rigoare, o performanță nu marcată printr-o valoare organizațională, printr-o cultură organizațională, ci o performanță marcată prin grade, prin funcții, prin așa zisa autoritate. Cine are această posibilitate în momentul de față? Cel care spune lucrurile pe nume, cel care poate fi identificat ca un critic vehement, cel care este un fin observator al realităților sociale sau cel care este obedient, supus, conformist social, ca să nu folosim cuvântul obedient pentru că este dincolo de cadrul universitar și academic, sau cel care spune: șeful, sunteți minunat. Răspunsurile sunt la dumneavoastră. Vivim în jurul nostru în momentul de față și încercăm să identificăm posibilități de dezvoltare. Am vorbit de managementul schimbării. Ce înseamnă management? Firesc, înseamnă să gestionăm produsul, calitatea produselor, să gestionăm activitatea unor companii, să putem să avem posibilitatea de dezvoltare. Ce înseamnă schimbare? Ce înseamnă exchange-ul? Înseamnă dorința de a fi mai buni. Ori în momentul în care îți dorești această schimbare, trebuie să crezi în ceva. Când îți dorești această schimbare, nu pornești într-un deșert, Sahara, și nu căutăm o fată Morgan. În momentul de față nu trăim din iluzii. Trebuie să avem un scop, să
să avem determinare. În metodologia de cercetare psihologică, dumneavoastră ați parcurs acest segment, inclusiv la metodologia cercetării și nu numai la psihologie, la fundamentele psihologiei sector, în volumul 1. Fundamentele psihologiei, vorbind de obiectul psihologiei. Cunoaștem foarte bine că atunci când excelăm în cercetarea domeniului de activitate și când vrem să facem o cercetare științifică în domeniul psihologic, dar și psihosocial, psihosocial, iertați cuvântul, firesc că trebuie să avem un obiectiv general, să avem obiective specifice, să avem ipoteze, să putem să avem instrumente de lucru, un eșantion și, în ultimul rând, să avem concluzii pertinente în urma evaluărilor și în urma metodelor aplicate în ceea ce înseamnă validarea sau invalidarea ipotezelor. În momentul de față, când privim din perspectiva managementului schimbării, firesc că ne îndreptăm atenția spre multinaționale. Ne îndreptăm privința spre instituțiile sau spre autoritatea statului, gândind că performanța este posibilă. Este posibilă performanța. Ce împiedică această performanță? De ce pun această întrebare? Îmi este greu să cred, după 30 de ani de activitate, după 30 de ani de speranțe, după 30 de ani în care știu foarte bine istoria celor care s-au stins la Revoluție strigând libertate și care astăzi poate zac uitați sub pietrele, sub lespezile reci din piatră la cimitirul eroilor din Piața Revoluției, după acești 30 de ani privesc și văd o Românie îndatorată. Nu este obiectul cursului nostru de astăzi, nu vreau să facem polemici și v-am și spus și vă rog să nu avem discuții legate de segmentul politic, dar toate aceste elemente țin de realitatea socială. De ce se ajunge într-un astfel de aspect? Sunt așa zici decidenți politici care de-a lungul timpului s-au perindat în ceea ce înseamnă autoritatea statului respectiv guverne. Sunt peste 490 de miniștri care au fost în variate guverne. Cu greu am identificat un singur ministru din guvernele anterioare în ultimii 30 de ani care să manifeste un minim de posibilități materiale, care să manifeste un minim de potență din punct de vedere al averilor acumulate. Nu arătăm cu degetul, dar mi-aș fi dorit să văd un ministru care să lucreze pentru România, mi-aș fi dorit să văd un decident care lucrează pentru România, mi-aș fi dorit să văd un decident care gestionează acest proces de management național, care să trăiască într-o garsonieră. Nu-l mai găsesc în momentul de față și firesc că îmi pun întrebarea, oare de ce? Oare să fie atât de buni acești guvernanți încât la momentul respectiv să ne punem întrebarea de ce eu nu sunt în stare? Ce ne împiedică pe fiecare dintre noi să excelăm a locui dincolo de o garsonieră și să ne etalăm posibilitățile materiale cu un castel, poate nu mai spun la Viena sau Dumnezeu știe prin ce munți pierduți prin străinătate, dar să spunem, domne, trăiesc într-un cartier rezidențial. Oare cu ce? Noi nu suntem mai buni decât ceilalți? Sau cineva a știut unde să apase butoanele? Nu invit la polemici, nu insist pe aspectele politice, dar încă o dată vin către dumneavoastră ca în calitate de masteranți, mai ales în această disciplină generoasă, dar și complexă, managementul schimbării, să ținem seama împreună de ceea ce înseamnă importanța realității sociale. Să nu ne lăsăm îmbătați de aparență, să credem în valori și încă un lucru care vin către dumneavoastră cu mare rugăminte, să nu pierdem din valoare că ne investind în oameni, ne crezând în oameni de lângă noi, ne ajutându-i pe cei din jur să crească, nu vom crește nici noi niciodată. Am întâlnit în corporațiile sau în multinaționale, am întâlnit oameni care aveau sentimentul că sunt atotputernici, că sunt Dumnezei. Mai devreme sau mai târziu acest lucru s-a dovedit a fi fals. În ce sens? Atunci când nu există comunicare, atunci când nu se dezvoltă o relație atât pe orizontală cât și pe verticală, atunci când lanțul decizional, managerial este absent, firesc că intervine dincolo de toate și ineficiența profesională. Încă o dată, vin și repet către dumneavoastră, performanță nu înseamnă să-ți etalezi averile sau situația materială. Performanță înseamnă să construiești un brand. Gândiți-vă ce a însemnat Steve Jobs pentru întreaga omenire. Gândiți-vă ce înseamnă în momentul de față un brand construit de Steve Jobs, pornind împreună cu un alt coleg într-un garaj al propriei locuințe, care au reușit împreună să dezvolte o afacere de câteva miliarde de dolari. Credeți că acesta a fost bucuria vieții lui Steve Jobs? Apple în momentul de față cred că nu mai are nevoie de nicio recomandare, de nicio apreciere. Apple rămâne Apple la nivel mondial. Dar să nu uităm că Steve Jobs spunea două lucruri și Dumnezeu să o odihnească, trebuie să credem în ceea ce spunea. Să nu trăiești niciodată viața altcuiva, să-ți trăiești propria viață. Câți dintre noi reușim să facem acest lucru? Câți dintre noi putem să gândim independent sau câți dintre noi avem curajul să exprimăm ceea ce simțim într-un mod independent? Nu agreiești ceea ce spui, nu sunt de acord cu ceea ce spui. Cine îndrăznește să spună acest lucru acum, într-o realitate imediată, la nivelul unor corporații sau la nivelul unor sectoare de activitate pe segmentul bugetar? Vreau să cred că acest lucru, 95%, ar fi posibil. De ce nu este posibil?
pentru că suntem subsumați unui lanț decizional, să spunem, în care nu lipsește nici încrengătura rubedenilor sau relațiilor. Observăm cu metrii, respectiv nași și fiind, observăm părinți care își lasă în lanțul decizional sau își aduc în lanțul decizional proprii copii, observăm încrengături pe un segment sectorial de stat care greu pot fi înțelese. Nu arătăm cu degetul. Acest lucru poate nu fi contrar legii. Dar ce înseamnă un tânăr absolvent de facultate? Și privezi din nou acum către domnișoara Cristea Alexandra Cristina, care mâine poate ar dori să bată la porțile Ministerului Afacerilor Externe. Neavând acel pedigree necesar, nefiind posturile scoase la concurs, îmi pun întrebarea cum a reușit domnișoara Cristina Alexandra Cristea să acceadă în acest minister și nu numai să acceadă, să obțină și un post de reprezentare diplomatică în afara țării. În momentul în care găsim în această încrengătură, în acest lanț decizional, decidenți cu o anumită putere, firesc, în acel moment, domnișoara Cristea Alexandra Cristina ar avea și această posibilitate să activeze acolo unde își dorește și nu într-o țară în care spunem hai să o trimitem acolo doar să scăpăm, să nu mai vedem pe aici. Nu vreau să cred că acest lucru este posibil la nivelul realităților sociale, dar suntem obligați să punem și astfel de întrebări, să determinăm previzibilul să devină imprevizibil, iar imprevizibilul să devină realitate. În căutarea răspunsurilor noastre, și nu vreau să divaghez mai mult în momentul de față, de ce vorbim despre managementul schimbării? De ce ne dorim acest management al schimbării? Ce credem noi că prin managementul schimbării reușim să realizăm? Firesc, reușim în primul rând să devenim la nivel de companie multinațională mult mai atractiv pentru investitori. Reușim să fim mult mai motivați pentru angajatori. Și nu în ultimul rând să fim mai capabili în a produce și a implementa inovații. Păi vorbim despre inovații. Care sunt acele inovații? Schimbarea unui organizații este un proces extrem de amplu. Și din nou vin către dumneavoastră și din nou îmi pun întrebarea: oare această schimbare după 1990 a fost posibilă într-un sens de performanță sau într-un sens de aliniere, de scoatere a României din piața de desfacere a unor produse competitive? De ce pun această întrebare? Gândiți-vă dumneavoastră în momentul de față ce a însemnat întreprinderea Tractorul Brașov. Poate am spune uzuanțe comuniste sau nuanțe comuniste, culori politice comuniste. Nu vrem acest lucru, dar să nu uităm că produsul respectiv, tractorul, era căutat în tot ce însemna țările din Asia Centrală și nu numai atât, dar și din tot ce înseamnă continentul african. Ce însemna acest lucru? Însemna la momentul respectiv posibilitatea unei desfaceri prin produse românești și a unor câștiguri îndreptate apoi către România. Gândiți-vă ce a însemnat Aro Câmpul Lâng. Ce însemna să deții la momentul anilor 1980-1990 un aro? Cine își permitea să dețină un aro? Nu vreau să mai spun ce însemna Dacia Pitești la momentul respectiv, ce însemnau acele carnete de depozit, respectiv de, cum să-i spunem noi, de administrare a unei sume de 70.000 de lei în care așteptai să-ți ajungă Dacia acasă. După un an, 2-3, ajungea și mașina acasă. Ce înseamnă Dacia în momentul de față? Ce înseamnă Renault Pitești? Ce înseamnă această, haide să-i spunem noi, acest brand franțuzesc, firesc, înseamnă mult, înseamnă poate performanța la nivelul companiilor, dar înseamnă și o concurență neloială practicată pentru România în anii 90. România nu a avut direcție la momentul respectiv, poate. Îmi permis să vin într-o accepțiune personală și să spun că nu am știut să păstrăm ceea ce am avut bun și am reușit să vindem la preț unui kilogram de tărâțe produse de valoare inestimabilă. Ce a însemnat la momentul respectiv, dacă gândiți în momentul de față, Sidex Galați? Cunoașteți mult mai bine decât mine, poate, dumneavoastră implicați direct în procesul managerial, că la Sidex Galați lucrau în jur de circa 30.000 de angajați. Ce a însemnat Hunedoara, combinatul siderurgic la Hunedoara? Ce au însemnat toate aceste instituții, gigant, la momentul respectiv, producătoare de venit pentru locuitori, performante sau mai puțin performante? Au însemnat un motiv în plus, să spunem noi, sau o piesă de schimb ai decidenților la momentul respectiv pentru a fi vândute corporațiilor sau multinaționalelor străine. Almitalul, la momentul respectiv când a achiziționat Sidex Galați, știți foarte bine că de pe locul 4 la producția de oțel la nivel mondial a urcat pe locul 2. Cum a fost posibil? În condițiile în care decidenți la anii 90-96, chiar un prim-ministru în funcție la momentul respectiv, nu ezita să iasă pe posturile de televiziune, în zona de social media, cum aminteam la deschiderea cursului nostru, să spună că Sidex Galați aduce pierderi de $1.000.000 pe lună în ceea ce înseamnă conservarea acestui gigant. Cum a fost posibil ca noi să înregistrăm pierderi de $1.000.000, iar Almital, printr-un management performant, printr-o schimbare a managementului, așa cum am discutat cu dumneavoastră în deschiderea cursului nostru, să urce la nivel mondial
de pe locul 4 pe locul 2. Aceeași soartă a avut-o și Hunedoara, aceeași soartă a avut-o și Călan. Ce înseamnă industria siderurgică în România? Urme poate pentru arheologie. Ce înseamnă industria în momentul de față în întreaga Românie? Și reamintesc către dumneavoastră Siderca Călăraș. Siderca Călăraș, o întreprindere nouă, la nivelul anilor 1986-1990 aproape, 89, Revoluția a prins acest combinat în momentul în care deja echipamentele de confecționare a sârmei ghimpate, unică poate în Europa de Est, erau deja pregătite pentru a fi puse în aplicare. Ce s-a întâmplat după 1989? Întreaga tehnologie Siderca Călăraș a fost vândută la fier vechi. De ce? Spunând că este produsul unui sistem comunist. Vin și întreb către dumneavoastră. Veți fi mâine poimine oameni de succes și sunteți oameni de succes. Veți conduce corporații poate la nivelul lui Steve Jobs și îmi permit să spun acest lucru firesc și cu o nuanță de umor ca să putem să ne mai îndulcim și zilele de astăzi, da? Ori într-o astfel de situație, când vorbim despre performanță, când vorbim despre realități sociale, când vorbim despre nevoia de schimbare, gândim la culori politice? Nu. Nu ar trebui să gândim la culori politice și ar trebui să moștenim, să avem puterea să ducem mai departe ceea ce am moștenit. Exact ca și într-o familie. Într-o familie, la nivelul înțelegerii simple, să zicem, la nivelul simțului comun, fără pretenția unor studii specialitate sau studii doctorale. Atunci când primim o locuință, atunci când primim un bun din partea dragilor noștri părinți, poate stingi mult prea devreme, ce facem în acel moment? Îl aruncăm peste fereastră spunând nu am nevoie, înseamnă trecut? Sau îl păstrăm cu drag alături de suflet? Și încercăm să-l păstrăm, să-l conservăm, să-l ducem mai departe. Răspunsurile se află la dumneavoastră. Privind în această perspectivă și amintind despre ce a însemnat Sides Galați, amintind despre ce a însemnat industria în momentul de față siderurgică Hunedoara și Călan, insistând pe tractorul, insistând în zona, să-i spunem, în momentul de față a confecțiilor. Gândiți-vă ce însemna întreprinderea de confecții APACA București. Ce este la APACA în momentul de față? O firmă de kebab. Și nu numai o firmă de kebab care își etalează brandul, să spunem cu ghimele de rigoare, brand la intrare, dar sunt și 11 societăți care au divizat acest potențial, să spunem noi, sectorial de stat într-un sistem privat. Cine câștigă din acest lucru? Firesc, am fi tentat să spunem, câștigă și statul, câștigă și România prin impozite. Ei, dar aici vin și iar sunt obligat să ridic către dumneavoastră un semn în ceea ce înseamnă înțelegerea managementului performanței. Vă salut, domnul Alin, și mă bucur că ați intrat. Deci în toată situația dată, în momentul în care privim spre acest și ne punem întrebări, cine câștigă? Câștigă dincolo de toate investitorii. De ce? Să nu uităm despre economia subterană. S-a vorbit și se vorbește despre această economie subterană. Ce înseamnă raportarea, să zicem, profitului la momentul respectiv la nivelul unor corporații? Cine mai știe care este acest profit? Observăm în momentul de față că raportările sunt controlate sau mai puțin controlate de către ANAF. Dacă ne întoarcem pe zona de surse deschise, open source, și nu vreau să cred acest lucru, luăm din această zonă a informațiilor deschise, informațiilor publice, o mulțime de situații în care se și face referire la faptul că societăți comerciale cu un capital străin nici măcar nu pot fi verificate fără să existe un ordin de serviciu eliberat la momentul respectiv de către ANAF. Ce înseamnă acest lucru? Tot din zona social media, și iar nu vreau să cred aceste aspecte, avem, să zicem noi, semnale trase prin care atunci când se deplasează organele de control, ANAF, respectiv autoritățile statului în aceste corporații, firesc acestea sunt anunțate cu ceva timp în urmă. Înseamnă performanță, înseamnă interes sau înseamnă, dacă am putea spune într-un concept general, forțat în momentul de față, neadecvat poate subiectului nostru, înseamnă subminare cu bună știință a economiei naționale. Începem să credem și căutăm răspunsuri. Am pornit pe acest parcurs cu dumneavoastră și îmi doresc să mai avem astfel de întâlniri. Am pornit într-un parcurs în care să înțelegem ce înseamnă mediul organizațional. Mi-ar fi fost ușor să vin să vă definesc organizația, ce înseamnă tipologia organizațiilor, ce înseamnă în momentul de față valorile
unei organizații, ce înseamnă să dezvolți o cultură organizațională. Dar cred că este mult mai important, și aici țin să vă mulțumesc pentru înțelegerea dumneavoastră și pentru susținere, este mult mai important să înțelegem ce înseamnă în această ecuație, în acest, să zicem, palier de cunoaștere, ce înseamnă omul, ce înseamnă valoarea umană, ce înseamnă nevoia de investiție și nevoia de dezvoltare personală. Avem în momentul de față multinaționale care valorifică acest potențial prin studii în străinătate. Dar avem și multinaționale care, odată ce au valorificat acest potențial și au încurajat acest potențial prin burse oferite în străinătate, să nu uităm că avem aceste multinaționale care nu au pierdut din atenție să încheie un contract cu cel care a fost trimis la bursă, un contract care îl obligă să rămână în compania respectivă numai puțin de 3 sau 5 ani. Ce înseamnă între 3 și 5 ani un angajat performant să rămână într-o companie? Înseamnă exact poate segmentul de vârstă cel mai eficient. Să nu uităm aici, în ceea ce înseamnă dezvoltarea potențialului și ceea ce înseamnă managementul schimbării, să nu uităm curba lui Gauss. Este neadecvată poate subiectul în cauză, este o realitate adevărată, este o realitate adevărată, este o realitate imediată. Este o realitate care nu trebuie pierdută din vedere. Dacă luăm stadialitatea dezvoltării umane și gândim pe segmente de vârstă, ce înseamnă între 0 și 2 ani dezvoltarea unui copil, ce înseamnă între 2 și 4 ani, ce înseamnă între 4 și 6 ani, ce înseamnă între 6 și 10 ani. Am putea spune că sunt momentele cele mai frumoase de achiziție. Copilul trăiește fericire, că părintele are sau nu are, copilul mai puțin simte aceste lucruri. Dar ce înseamnă segmentul unei adolescențe, unei preadolescențe, a unei adolescențe întârziate și ce înseamnă pragul spre maturitate? Ce gândim în momentul de față la un tânăr? Cum gândim la un tânăr care urmează să dezvolte într-un management al schimbării la nivel personal, individual, cu un segment de vârstă între 17 și 22-23 de ani? Cunoaștem că în vârsta respectivă, mai ales acum la domnișoare, dar și la băieți, la 16-17 ani se cunoaște, se simte, se identifică din ce în ce mai mult nevoia de independență. Că are sau că nu are dreptate, vrea să fie ascultat. Acolo unde nu există autoritate, acolo unde nu există nu autoritate prost înțeleasă, ci o autoritate bazată pe comunicare, pe înțelegere, pe respect, pe valori comune într-o familie, aceste lucruri scapă din control, iar în cele din urmă intervine la nivelul persoanei respective, adolescentului respectiv, abandonul școlar, anturajul dubios, consumul de opiacee și așa mai departe. De ce posibil toate acestea? Pentru că tânărul într-un astfel de mediu se simte înțeles. Care sunt posibilitățile de combatere, de întoarcere a unui astfel de sentiment, a unui astfel de risc, să-i spunem în față? Înseamnă gestionarea eficientă a valorilor personale și direcționarea copilului, adolescentului, spre domeniul de activitate care să-i pună în valoare potențialul, să-i pună în valoare calitățile. Cât reușim acest lucru? Foarte greu. Cunoaștem în practica realitățile imediate și iar reamintesc aici practica israeliană, unde în clasele 6-8 se fac teste de aptitudini, în care se precizează că Radu Nicolae, spre exemplu, nu este recomandat pentru activități didactice, având în vedere ineficiența, să zicem, a dialogului, da? Cursivitatea dialogului. Poate nu este un bun vorbitor, un bun orator. Și atunci îl direcționăm pe un Radu Nicolae, vorbesc ipotetic în momentul de față, într-un sector de dezvoltare nucleară, de cercetare nucleară, da? Unde acolo introspecțiunea, analiza, inteligența peste medie, toate acestea pot să-i dea un sentiment de utilitate. Cât de mult se practică acest sistem de selecție, de așezare a omului la locul potrivit, în momentul de față vrem să credem că se practică și la noi, dar realitățile dovedesc contrariu. Privesc din nou în ceea ce înseamnă realitatea imediată și am și spus, îmi doresc această întâlnire cu dumneavoastră, prima întâlnire, și vreau să cred că vom mai avea și alte întâlniri într-un viitor apropiat, să fie nu un suport tehnic de curs care dumneavoastră puteți accesa din social media sau respectiv din partea bibliografică, ci îmi doresc să fie și un îndreptar de viață pentru noi toți, și pentru mine și pentru dumneavoastră. Când spun că îmi doresc această întâlnire să fie un îndreptar de viață, îl spun gândindu-mă că și eu am de învățat de la dumneavoastră, nu numai dumneavoastră la mine. Privind pe acest segment de realitate socială și gândind în perspectivă, există o singură întrebare. Încotro? Unde ne îndreptăm? Am întrebat la un moment dat România încotro în 2014. Am postat și în Facebook un comentariu. Am întrebat în 2015 România încotro. Am întrebat în 2019 asemenea România încotro. Am scris în 2013-2014 un material care a obținut la momentul respectiv apreciere România analfabetă. Dar ca să pot să-l numesc România analfabetă cu semnul întrebării, subsumând acestui titlu dureros pentru noi, o România analfabetă privind din perspectiva absolvenților de medicină, absolvenți de medicină care prin diploma obținută, în fapt, au obținut un pașaport pentru Europa și pentru întreaga lume. De ce am spus acest lucru? Pentru că este foarte greu ca oameni de valoare să-i mai păstrăm în țară.
privim foarte ușor și chiar entuziasm la nivelul unor decidenți și am rămas de-a dreptul surprins în astfel de situații, apreciind că este o victorie a unui segment politic la momentul respectiv faptul că tinerii ne-au plecat din țară. Întreb către dumneavoastră și vin acum și spun. Potrivit statisticilor oferite către Institutul de Statistică, se preciază că suntem undeva la 23 de milioane de români. Nu știu cât mai suntem, mai ales cu acest COVID, care efectiv zilnic se ceră vieți omenești. COVID sau nu, sărăcie sau nu, mizerie sau nu, realitățile sunt crunte. Privesc în momentul de față și spun într-un mod teoretic, am fi 23 de milioane de români. Dar să nu uităm că 5 milioane dintre români trăiesc cu acte în regulă în țări precum Spania, Italia, Franța, Germania, mână de lucru ieftină pentru Occident poate, iar în momentul de față încă 5 milioane trăiesc fără acte în afara țării. Câți rămân în țară? Să gândim că potrivit statisticilor oferite la 23 de milioane au mai rămas 13 milioane. Ce înseamnă în schimb pe acest segment decalajul demografic între vârste? Ce înseamnă tinerii, care în momentul de față în România sunt din ce în ce mai puțini? Ce înseamnă, să zicem, nașterile în momentul de față în România? Ce înseamnă copiii? Și în ultimul rând, ce înseamnă bătrânii? Ce înseamnă cei care se îndreaptă spre senectute? Firesc pe segmentul activ de activitate, de muncă, numărul începe să fie din ce în ce mai mic. Realitățile privind managementul schimbării pe radiografie clară a unei societăți în momentul de față îndreptată spre performanță, spre dezvoltare, cum suntem și noi, cum este și România, și vreau să cred acest lucru, stau să gândesc cum este posibil să dezvolți când nu mai ai școală de meserii. Cum este posibil să te dezvolți când nu mai ai electricieni, când nu mai ai zidar, când nu mai ai un tâmplar, când nu găsești un om care să-ți bată două cuie. Cum poți să gândești în momentul de față, în condițiile în care, până și credința către bunul Dumnezeu începe să fie gestionată? Bisericile își țin ușile închise, Dumnezeu rămâne în altar, iar afară se țin slujbele. Este dureros. Ce înseamnă să-ți conduci părinții la momentul respectiv spre locul de veci, pornind dintr-un spital cu un diagnostic de COVID, fără să ai posibilitatea să fie prezentă întreaga comunitate? Ce înseamnă prezența unei comunități la un astfel de necaz, să-i spunem? Da? Și nu să-i spunem, este un necaz, o durere imensă. Înseamnă participare, înseamnă recunoaștere. Ce înseamnă un convoi mortuar cu doi oameni și cu preotul în față? Nu știu dacă mai există respect, nu știu dacă mai este continuitate, nu știu dacă putem să vorbim despre ceea ce înseamnă calitatea relațiilor interumane sau anticiparea unui viitor într-un sens pozitiv. Ce înseamnă în momentul de față, dacă stăm să ne gândim la nivel performanțial, la nivel de management și atenție la managementul schimbării, autorități care sunt implicate într-o intenție, mai mult sau mai puțin explicabilă, de gestionarea unor situații critice în relații cu anumite clanuri de interes. Mi este greu să cred în momentul de față cum este posibil ca un șef al unei poliții, nu-i mai dau numele în momentul de față, să ajungă să întâlnească cu interlopi, cu reprezentanța unor segmente de activitate care lasă de dorit în raport cu legea, în biserici, pe timp de noapte. Încotro România, încotro performanță. Care este managementul performanții într-o astfel de activitate? De ce pun din nou aceste întrebări? Pentru că este timpul, prin dezvoltarea dumneavoastră, mulți sau puțini, să gândim și să gândiți la ceea ce înseamnă eficiență, ceea ce înseamnă calitate și ceea ce înseamnă, nu înainte de toate, sau nu în cele din urmă, valori morale. Mai avem valori morale sau nu mai avem valori morale? Ce înseamnă acest decalaj care l-am amintit mai devreme? Un decalaj, o ruptură demografică între tineri și oamenii în vârstă, oameni care au făcut ceva pentru România. Răspunsul este greu de dat în momentul de față și evit să vi-l acord, putând să fie și un semn sau o întrebare pentru examenul dumneavoastră de absolvire. Dar ce înseamnă în momentul de față să privești pe un viitor fără să-ți înțelegi istoria? Să privești pe un viitor fără să mai gândești într-un sens unitar la o Românie? Să privești pe un viitor să fii indiferent ce se vorbește despre România, pe mine nu mă interesează. Da? Eu vreau doar să-mi fie bine mie. Vorbim despre eficiență, vorbim despre management, vorbim despre valori comune. De ce am pus din nou aceste întrebări? Pentru că ne îndreptăm și vreau să ating în parcursul întâlnirii noastre de astăzi o temă de maxim interes, pentru că ne raportăm la persoană, la individ, și anume la un concept însușit de literatură de specialitate, parcurs de dumneavoastră în studiile de psihologie, respectiv well-being-ul. Ce înseamnă well-being-ul? Ce înseamnă starea de bine? Cum raportăm această stare de bine în profesie, dar și la nivel interpersonal, la nivel de relaționare, la nivel de, să-i spunem noi, comunicare în viața de familie? Ce înseamnă în momentul de față acest well-being bazat, să zicem noi, pe valori comune, posibil dezvoltabil prin aceste valori comune, dar ce înseamnă acest well-being într-un context, să-i spunem noi, marcat de acest COVID-19? Se spune de foarte multe ori, fii previzibil, fii anticipativ, gândește la risc. Adevărat, așa este.
România a stat încuiată după ușă mai bine de 4-5 luni de zile. Ordonanțe care nu mai încetau să apară, numai puțin de 13 ordonanțe anunțau măsuri drastice. Dar atunci cum să înțelegem realitatea socială în condițiile în care în sezonul de vară, la mare, cearșaf lângă cearșaf, românii își petreceau concediile? Există eficiență sau nu există eficiență? Există un management al situațiilor critice sau nu există? S-a vorbit și se vorbește în continuare de ceea ce înseamnă grupul de comunicare strategică. Nu privesc către autoritățile guvernamentale. Dar când spunem comunicare, în mod implicit suntem obligați să avem în atenție eficiența comunicării. Când vorbim despre o comunicare strategică, vorbim despre o autoritate, despre o permanență, despre o credibilitate a autorității statului. Ce se întâmplă în momentul în care decidenții, așa cum aminteam în deschiderea cursului nostru, ies, succed sau apar în zona de social media în variate unghiuri și fiecare reprezentant al autorității vine cu un alt punct de vedere. Mai înseamnă credibilitate sau nu? Avem pretenția că suntem oameni cu studii. Avem pretenția că suntem oameni care înțelegem realitățile sociale dincolo de ceea ce vrea să ni se spună. Nu întâmplător se spune niciodată să nu înțelegi realitatea prezentată de social media prin imaginea aia și să citești printre rânduri. Dar câți dintre noi reușim să citim printre rânduri? De ce spun și acest lucru? Cu cât avem studii mai multe, cu cât credem că am atins un nivel de excelență, cu cât excelăm în studiile doctorale și credem că deja cunoaștem lumea, cu atât riscăm să fim și subiectivi. Spun acest lucru privind spre dumneavoastră viitorii angajați ai corporației de performanță, a celor care deja sunteți încadrați în aceste corporații. Nu întâmplător se spune că psihologul și el uneori se înșală în ceea ce înseamnă oameni. Nu întâmplător se spune că un croitor creează costume de lux în condițiile în care umblă cu pantalonii rupți în fund, iertați-mi această expresie. Nu întâmplător se spune la momentul respectiv că și un medic dăruiește din sufletul lui și din atenție, din cunoștințele sale celor din jur, dar uită să-și dăruiască un minim de atenție pentru a-și păstra sănătatea. Și atunci vin și întreb, oare unde putem să aflăm această luminiță de care atât de mult avem nevoie? De unde putem să credem că poate să izvorască această necesitate de schimbare? Când vorbim despre exchange, când vorbim despre schimbare, când vorbim despre necesitatea schimbării, amintesc și reamintesc că firesc trebuie să avem și un scop. Care este scopul nostru? Încotro. Ce înseamnă un Gold Corporation în momentul de față? Ce înseamnă această, să zicem noi, relaționare între Canada și Statele Unite? Ce înseamnă extracția de resurse naturale în momentul de față la nivelul României? Cât mai deține România controlul asupra acestor resurse? Sunt o multitudine de întrebări, care în fapt induc și un răspuns și sunt convins că la nivelul dumneavoastră există acest răspuns, dar ceea ce vreau și ceea ce îmi doresc și ceea ce vă rog pe dumneavoastră în momentul de față este ca prin într-o astfel de întâlnire să putem împreună să ducem mai departe acest scop comun, respectiv să facem tot ceea ce se poate face și la nivelul individului, a omului simplu, să facem lucruri de care să nu ne fie rușine, respectiv să păstrăm în suflet măcar o Românie frumoasă. Am întâlnit în parcursul unor călătorii oameni cărora le era rușine să spună că sunt români. Oameni care excelau în cunoștințe limbi străine, vorbeau germană, franceză, ivrit, ebraica veche, și care țineau să vorbească într-o altă limbă decât limba română, tocmai din dorința ca cei din comunitatea respectivă, vorbeam de o comunitate în momentul de față chiar în Spania, să nu cumva să înțeleagă că reprezentanții respectivi din delegația respectivă sunt români. De ce acest lucru? De ce această rușine de a spune că ești român? Poate și din nevoia de a nu ajunge cumva un sentiment de necredibilitate sau de absența credibilității în care să afecteze afacerile care erau intenționate a fi dezvoltate. Și cunoaștem foarte bine că în momentul în care avem oameni care s-au îndreptat spre segmente de activitate în străinătate, respectiv chiar până și în ceea ce privește nenorocitul acela, iertat în cuvântul de nenorocit, de Sparanghel, în condițiile în care România era încuiată după ușă, convoaie întregi de români plecau în Germania să culeagă Sparanghel. Greu de înțeles la nivel de politică și la nivel de prevenție, să spunem, pentru un sistem de management a situației de criză. Ori și în acea situație, oamenii care plecau la Sparanghel, firesc, te întreb la vremea respectivă ce aveau de câștigat. Probabil că speranța, probabil că un salariu mai bun, probabil gândul că mâine le va poate fi mai, o să le fie mai bine. Dar să nu uităm că fiecare dorință, fiecare împlinire, să-i spunem noi, aduce și eșecul. Cu cât mai mult câștigi în străinătate, cu atât poți să ai și în suflet suferința mai mare că acasă rămân copiii singuri, că acasă părinții sunt în vârstă și sunt lăsați singuri sau se sting în singurătate și că dincolo de orice situație și noi la fel trecem așa cum trece și timpul. Avem bani, ajungem la un nivel de realizare, iar în fapt realizăm că nu am obținut nimic.
De ce privesc aceste lucruri? Privesc într-un alt segment de activitate, vorbind despre managementul schimbării și raportat, cum spuneam mai devreme, către dumneavoastră, la istoria socială. Și n-aș spune numai de o istorie socială imediată. Privesc dincolo de lucrurile acestea și vreau să împing imaginația dumneavoastră, să mă ajutați să împingem această imaginație la nivelul a ceea ce noi numim în momentul de față evul mediu îndepărtat sau evul mediu târziu. Ce înseamnă epoca fanariotă? Ce înseamnă metehnele epocii fanariote? Ce înseamnă să-ți cumperi funcțiile? Nu este posibil în România, vreau să cred că nu e posibil acest lucru, dumneavoastră știți foarte bine. Dar ce înseamnă să nu ai pedigree și să nu bați la ușa care trebuie? Ori toate aceste lucruri nu pot fi înțelese fără să înțelegem istoria devenirii noastre. Am avut deosebită bucurie cu dumneavoastră să deschid cursul de fundamentele psihologiei cu ani în urmă. Nu știu dacă la nivelul dumneavoastră sau nu, am insistat pe o povestioare legată de ceea ce înseamnă istoria umanității. Cât de importantă este femeia în dezvoltarea umanității. La momentul care erau momente cumpănă de sincopă, ce se întâmpla la momentul respectiv? Femeia plângea. Atunci bărbatul era obligat să ia măsuri și să genereze, ajungând să înlocuiască dincolo de toate locuința rece, pătrunsă de umezeală din peșteră, cu locuința la suprafață, să meargă să găsească respectiv unelte de vânătoare, să meargă la vânătoare, să încerce să proceseze pe urmă blănule și așa mai departe. Ce înseamnă acest lucru? În fapt, această povestioară haioasă, cu o notă de umor în deschiderea unui curs de fundamentele psihologiei, care curs la momentul respectiv se dorea tot în un dreptar pentru dezvoltare personală. Acest lucru însemna că managementul schimbării nu era imposibil. Privesc pe dumneavoastră acum și după aproape 55 de minute de monolog, să-i spunem așa, din partea mea pentru dumneavoastră, vreau să cred că acest management al schimbării nu este imposibil. Vreau să cred că prin faptul că dumneavoastră ați optat pentru acest curs, pentru acest program de master, pentru aceste discipline și pentru că sunteți atât de interesați de ceea ce înseamnă managementul schimbării, vreau să cred că speranța nu este pierdută și că drumul vieții ne poate duce mai departe. În ce vă privește, în schimb, să nu pierdem din vedere câteva aspecte. Îmi doresc, înainte de orice altă situație legat de aspectele respective, să gândim în perspectivă și împreună să urmărim exemplul celor mai buni. Și nu numai să-l urmărim, împreună să urmăm exemplul celor mai buni. Să nu facem greșeala de a pica într-o orientare oarecum segmentară, spunând la momentul respectiv că puțin mă interesează pe mine ce a făcut X sau Y înainte. Să nu picăm cumva în greșeala care se practică în momentul de față, se întâmplă, este prezentă în zona de psihologie aplicată. Respectiv, dacă X spune despre Y că nu este un om de încredere, de seriozitate, noi să credem acest lucru. Este bine să batem la mai multe porți de cunoaștere, să lăsăm sufletul să cunoască oamenii în adevărata lor desfășurare și să nu credem din ceea ce ni se spune până când nu vedem cu ochii noștri. Ce se mai întâmplă atunci când lucrăm într-o corporație? Ce se mai întâmplă în momentul în care ne dorim performanță? Ce se întâmplă în momentul în care vorbim de management și când dumneavoastră credeți că sunteți cei mai buni dintre cei mai buni? Păi, în mod automat, trebuie să câștigăm respectul echipei. Cum poți să câștigi respectul unei echipe? Cum poți să câștigi respectul semenilor din jurul nostru? În momentul în care nu investești în oameni, în momentul în care nu crezi în oameni, în momentul în care nu vrei să ajuți și să dezvolți, ce se poate întâmpla în acel moment? În acel moment înseamnă să trăim într-o notă de individualitate, de individualism, să credem că suntem cei mai buni și, în fapt, să pierdem din valoare că numai împreună avem șansa spre reușită. Respectul unei echipe cum se câștigă? Se câștigă, în primul rând, prin interes față nevoile celui de lângă tine. Din momentul în care îi spun interes, trebuie să fie un interes autentic. Trebuie să crezi în cel de lângă tine, să investești în ceea ce îl privește și să întinzi mâna atunci când are nevoie. Vin către dumneavoastră și cu speranța că nu se va închide calculatorul. Dacă se va închide, atunci înseamnă că ne-am luat și la revedere, dacă s-a consumat bateria. Vreau să cred că acest lucru nu e posibil. Deci vin și spun către dumneavoastră o povestioară de viață, o parabolă. La un moment dat se spune că undeva în zona Ciurel, un tânăr, un semen de-al nostru, se afla în lac și striga de fiecare dată: ajutor, ajutor, ajutor. De fapt nu striga de fiecare dată, el se neca pe malul celălalt, pe malul înalt. Oamenii priveau și nimeni nu se ducea să întindă o mână de ajutor. Și el iar striga: ajutor, ajutor, ajutor. Da? Și cineva, la momentul respectiv, coboară și îi spune: întinde mâna. Omul întindea mâna. Și în cele din urmă nimeni, deci absolut niciunul, nu a reușit să scoată din apă omul necându-se. Firesc că au intervenit discuțiile. Ce s-a întâmplat? De ce s-a necat omul? În momentul în care se căutau răspunsurile, deja tensiunea era amplificată, omul se necase, răul era deja evident. Să-i spunem bătrânică, o bunică, da? Dacă putem să spunem așa, cu înțelepciunea dată de viață a spus: păi cum să nu se nece în care bietul om striga ajutor, ajutor,
întindea mâna spre voi, iar voi niciunul nu i-ați întins mâna la timp. Ori aici lucrurile, de ce insist asupra acestui lucru? Când vorbim despre respectul echipei, trebuie să vorbim și despre ceea ce înseamnă nevoile echipei. Să înțelegem fiecare persoană care formează această echipă. Să credem în dânsii și împreună să credem că putem să fim mai buni. Ar mai fi încă un aspect care îl luăm în atenție atunci când vorbim despre echipă. În primul rând să fim un exemplu pentru angajați. Aici este un pericol. În momentul în care suntem prea buni pe managementul performanței, în momentul de față, în ziua de astăzi, să nu ne pierdem cu vederea și să nu cumva să ne fie teamă de această realitate că vom fi și schimbați. O schimbare, înlocuiți, ca să vorbim așa cu ghilimele de rigoare, schimbare, o înlocuire pe vârful ierarhiei, respectiv o schimbare prin promovare. Atunci când ești prea bun, încep să ridici semne de întrebare pentru cel care gestionează, să zicem, managementul la nivelul echipei. Și atunci înseamnă că îl eclipsezi, îl pui în umbră. Ce se întâmplă? Faci o recomandare, te mută în alt sector de activitate, iar mai devreme sau mai târziu, firesc, în acel sistem, în acea încrengătură de relații despre care vă aminteam în deschiderea cursului nostru, se procedează și la înlocuirea celui care are curajul să spună lucrurile pe nume. Un alt aspect, atunci când vorbim de credibilitate, când vorbim de managementul performanței, este să ne urmăm viziune. Ce înseamnă viziune? Ce înseamnă capacitatea de anticipare a unor reacții? Păi înseamnă potențial de lider. Câți dintre managerii la un nivel unor corporații sau managementul politic în momentul de față au și acest potențial de lider? Este greu de spus, de aceea trebuie să ne stabilim obiective generale și specifice chiar și la nivel individual, personal și prin intermediul lor să transformăm ideea de performanță către cât mai mulți angajați sau semeni sau colegi ai noștri. Este bine cunoscut că la nivel management performanțial, la nivel de management al schimbării, nu există manageri eficienți și angajați proști. În momentul în care se folosește această sintagmă, angajat prost, nu este bun, nu este capabil, dați-mi voie să vă spun și să insist pe acest lucru că managerul este cel care greșește. Nu cunoaște suficient de bine potențialul, nu cunoaște suficient de bine nevoile, nu cunoaște suficient de bine persoana pe care o apreciază atât de ușor prin cuvinte care nu-l onorează. De asemenea, ce trebuie să facem când vorbim de un management? În primul rând să ne dezvoltăm abilitățile de comunicare. Nu trebuie să avem viteza comunicării așa cum o are Radu Nicolae. În momentul de față, o comunicare eficientă înseamnă și abilitatea de a convinge pe cei de lângă noi, de a-i face să creadă în potențialul nostru, de a ne concentra pe obiectivele și pe definiția sensul existenței noastre legat de o corporație în momentul de față. Un element important al comunicării, cum foarte bine cunoașteți dumneavoastră, este și ascultare. Faptul că dumneavoastră astăzi pe mine m-ați ascultat atât de atent, asta mă face să cred că nu am greșit în comunicare. Glumesc, da? Firesc cu rigor, cu umorul respectiv, da? Cu simțul umorului. Ar mai trebui încă un aspect în momentul de față. Dacă am putea spune dincolo de ascultare, să ne dezvoltăm abilitățile de comunicare. Am făcut exerciții cu dumneavoastră pe interlaționare practică la momentul respectiv. Firesc, abilități în care încercam în deschiderea cursului Fundamente 1 să ne cunoaștem mai bine. Cât de ușor este să apreciez sau să comentezi, să critici pe cineva care se află în fața clasei și spui, ia uite, îi este teamă, îi tremură picioarele, dar cât de greu este să fii în locul acelei persoane. Ce spun acest lucru? Dincolo de toate, orice cunoaștere obligă și la empatizare, la înțelegerea celui din față. Când vorbim despre empatie, vorbim despre sentimente puternic ancorate într-o realitate. Să credem și nu să credem într-un sens critic, de a arăta cu degetul pe cel de lângă noi și de a-l ajuta să crească la momentul respectiv. Ar mai fi încă un aspect în momentul de față, firesc, să avem încredere și să împărțim sarcini. Când spun să avem încredere, să avem încredere în propriile noastre forțe. Vorbim de managementul schimbării și trebuie să credem în această schimbare. Mai devreme sau mai târziu, de 30 de ani, tot am așteptat schimbarea. A venit schimbarea. Înainte 89 erau așteptați americanii. Au venit americani. Înainte de 1945 erau așteptați americani și au venit rușii. Au venit rușii, da? Istoria unei Românii, istoria unei țări înseamnă continuitate. Nu putem să rupem aceste etape de continuitate. În momentul de față trebuie să avem încredere într-un viitor mai bun. Să credem dincolo de toate că orice realitate care ne înconjoară cu durere în momentul de față poate se va încheia, așa cum cântă cocoșul în momentul de față și anunță bucurie. Și în ultimul rând, să ne împărțim și să ne delegăm sarcinile. Cât de important este să ne împărțim aceste sarcini și să avem curajul să delegăm sarcinile și celor din jurul nostru. Ce înseamnă la un moment dat un manager care vine și spune doar în tine am încredere, ești cel mai bun. Chiar dacă lucrurile nu sunt chiar așa, îl face pe omul respectiv, ne face pe fiecare dintre noi să nu mai dormim noaptea și să spunem nu-l pot dezamăgi. Înseamnă o realitate. Dar ca să putem să obținem această realitate, să putem avea acest sentiment de apartenență organizațională, trebuie să avem și un manager cu viziune. Un om care să știe ce înseamnă angajatul, un om care să știe să susțină atunci când situațiile critice.
Ce îmi doresc de asemenea, îmi doresc să nu ne panicăm că situația este grea. COVID-ul în momentul de față la nivel de social media demonstrează că nu este gestionat eficient din perspectivă fie chiar și a comunicării și să rămânem pozitivi în gândire. Am învățat în managementul strategic cu ani mulți în urmă că indiferent de situație, decidenții, și nu mă refer la decidenții politici, la cei care gestionează un management, fie la nivel de corporație, fie la un nivel de, haideți să-i spunem noi, societate comercială pe acțiuni, la un nivel de microsocietate, da? În primul rând, indiferent de falimentul care bate la ușă, noi trebuie să ne păstrăm calmul și să nu apărăm imperiul emoțiilor și să spunem de mâine vine prăpăd. Imaginați-vă ce înseamnă în momentul de față să te afli într-o cursă charter sau să te afli într-un sky blue, nu știu cum, deasupra Carpaților și să vezi că apare stoardul congestionat la față spunând ne prăbușim. Cred că toți călătorii din avionul respectiv deja sar de pe scaun. Da? Ori nu s-a întâmplat în nicio cursă aeriană să vedem așa ceva. Da? Se păstrează calmul, se spune fiecare dată, vom depăși, păstrați, legați-vă cu atenție centurile. Da? Împreună vom reuși să ajungem la destinație. Asta vreau prin cursul respectiv, asta îmi doresc, când spun vreau, nu vreau să fiu imperativ, îmi doresc ca împreună să reușim să înțelegem ce înseamnă managementul performanței. Dacă s-a înțeles obiectivele cursului nostru, obiectivele specifice stabilite și un cadru de desfășurare a acestui curs, pentru mine astăzi înseamnă că managementul este posibil. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru atenție, sunteți minunați, mi-aș dori într-un viitor apropiat să avem posibilitatea să ne cunoaștem față în față și firesc într-o astfel de abordare să putem să punem litera, să punem punctul pe i. Încă o dată vin, așa cum mă cunoaște din primul an la fundamentele psihologiei, nu sunt un om care să vin cu abordări teoretice, care să vin cu lucruri care nu le putem aplica în mod practic. Îmi doresc ca împreună să înțelegem ce înseamnă structură și design în organizații, să înțelegem ce înseamnă un ciclu de viață în organizații supuse unui mediu de schimbare, să înțelegem ce înseamnă chiar și un marketing emoțional. Sunteți psihologi, partenerii noastre, și înțelegeți cât de important este și acest marketing emoțional atunci când încercăm să dezvoltăm cabinete de consiliere psihologică. Și în ultimul rând, să ne gândim la un management strategic și ce înseamnă și un management al timpului. De ce insist pe acest ultim aspect, managementul timpului? Pentru că majoritatea dintre noi și majoritatea dintre cei care ajung în scaunele puterii, cu ghilimele de rigoare, cum spuneam pe Facebook odată, uită că și noi suntem trecători. În viață suntem doar o stare, o clipă. Ce urmează după înseamnă eternitate. Nu avem cunoaștere, nu putem să împingem cunoașterea până acolo, gândind doar că și acolo poate fi o viață mai bună decât aici, o lume mai bună decât aici. Prin urmare, pentru mine a fost astăzi o încântare să vă fiu alături de dumneavoastră. Vă mulțumesc foarte mult!